Haideți să introducem și Beta cu colegul Marc, cel care ne explică foarte bine. El va fi, de altfel, gazda emisiunii Liga Digisport, care va fi înainte și după acest eveniment. Când am văzut un grill, m-am speriat un pic, recunosc. Liga Digisport, wow! Acum numai pe fotbal american vorbim, dar iată că ne salvează Daniel Marco, colegul nostru. Haideți să vedem cum ne explică și regulile din fotbal american. Jocul de fotbal american se joacă pe un teren care măsoară 100 de iarzi lungime și 53 lățime, aproximativ 91 de metri pe 48 de metri, cu două echipe formate din câte 11 jucători fiecare. Obiectivul principal al jocului este de a avansa mingea. Dar cum se face asta? Hai să vedem. Echipa aflată în posesia mingii primește 4 încercări de a muta mingea în total 10 iarzi către zona de final a echipei adverse. Dacă reușesc, li se acordă încă 4 încercări de a muta mingea cu încă 10 iarzi. Asta înseamnă că echipa a obținut un first down. Iar arbitrii, îmbrăcați în tradiționalul alb și negru, vor semnaliza ca atare și vor oferi un nou set de atacuri. Obiectivul este de a finaliza drive-ul, cum îl numesc americanii, cu un touchdown, care va aduce echipei 6 puncte. Well, last week Houston did not have a single snap inside the 25. Here's Kansas City from the 19, throwing at the goal line, and it's caught by Kelce for the touchdown. La asta putem adăuga un extra punct pentru o conversie cu piciorul sau 2 puncte pentru o conversie cu pasă. Greatest sporting event is coming to the greatest arena on earth. It's more than the Super Bowl. It's the Super Bowl in Las Vegas. Revenim la regulile jocului. Dacă echipa cu mingea nu reușește să obțină 10 iarzi după a patra încercare, posesia mingii este dată trupei adverse, care începe, la rândul ei, încercarea de a aduce mingea în end zone. În caz că se ivește ocazia, echipele pot pune puncte pe tabelă și printr-o lovitură de picior, numită și field goal. 3 puncte valorează acest procedeu, care în ochii europenilor este singura legătură cu fotbalul nostru. Nu doar ofensiva poate pune puncte pe tabelă, ci și defensiva. În cazul în care mingea este interceptată, aceasta poate fi returnată pentru 6 puncte de echipa care se apără, iar acest procedeu este numit pick 6. O altă modalitate de a puncta defensiv este numită safety și se întâmplă atunci când cel care are posesia mingii este placat în propriul end zone. Sequence there by Todd Bowles. They've been bringing pressure all night long. This time on third down, they only rush 4 once again. Sper că nu sunteți total în ceață, pentru că urmează să vorbesc despre durata jocului. Pe hârtie scrie că avem 4 reprize a câte 15 minute, dar în fapt, din cauza întreruperilor, jocul durează chiar și 4 ore. Hai că n-a fost greu, acum ești pregătit să urmărești Super Bowl 58, un spectacol în care Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers se vor bate pentru faimosul trofeu Vince Lombardi, chiar aici la Digisport. Let's get ready to rumble! Hai că suntem gata, nu? Foarte... Să știi că de obicei noi, când se difuzează, trebuie să zic din culise, de obicei când se difuzează materiale, fie că vorbim de declarații sau de alte lucruri, pentru că le-am mai văzut, le știm, mai vorbim între noi în platou, mai avem acum toți pe monitor, să vedem ce spune Marc, care a explicat foarte bine. Pe mine, unul foarte bine a explicat, da. Îmi pun ceasul să sune, dar de fapt nu mai mă culci, să spui ceasul să sune. Unde te mai culci? Uite, ai turneul de la Dallas. Noaptea. E Digigol înainte. Da, e Digigol. Da. E Digigol. Exact. E meci. Ce meci e duminică? Avem... Da, dar ceva nu e la Digi. FCSB cu toată ziua. FCSB, da. E... În fiecare zi e... Fur. Acum și noapte, mai nou. Da, și noapte. Zi și noapte. Ok. Bun, deci este, trebuie să fim de acord, eveniment cu totul și cu totul ieșit din comun în acest weekend și vom fi cu ochii pe Digisport. Mi se pare că Teo... comentează Teodor Hosulongil. Comentează acest meci. Marc Emil. Aici, nu? Emil. Emil. Am zis Teodor. Da. Teo.